Trăim într-o epocă în care libertatea de expresie este un drept al tuturor, dar asta înseamnă și că diferite asociații sau organizații religioase pot să-și onoreze ritualurile atâta timp cât acestea nu sunt împotriva legii. În unele țări civilizate se întâmplă ca, în ciuda modernizării și progresului, populația să respecte și să îndeplinească ritualuri anacronice stabilite de strămoși cu secole în urmă. Acestea fiind spuse, începe Ding Dong! Prima oprire o facem în Danemarca și avem aruncatul cu scorțișoara în cei necăsătoriți. Persoanele care locuiesc în Danemarca au împlinit 25 de ani și sunt necăsătorite, au parte de o surpriză de ziua lor. Sunt acoperite din cap până în picioare de prietenii lor cu scorțișoară. Această tradiție datează din secolul al XVI-lea, atunci când comercianții de condimente trecuți de 30 de ani și necăsătoriți erau acoperiți cu piper. Scopul este de a împinge pe cei celibatari să se căsătorească. Din Danemarca mergem direct în China și găsim un alt obicei, o altă tradiție, și anume căratul soției pe cărbuni. Acest ritual al mersului pe cărbuni în cinci trebuie îndeplinit de proaspătul mire, care își poartă astfel soția înainte de a intra în casa în care vor locui. Se spune că astfel femeia va avea o naștere mai ușoară. Ritualul este vechi de peste 3.000 de ani, iar de-a lungul secolelor diferite civilizații l-au practicat în scopuri de vindecare, inițiere, purificare, transcendență și în diverse acte de credință. Din China ajungem tocmai în Mexic. Dacă ajungeți în Mexic sau mergeți acolo, feriți-vă să ajungeți la o petrecere unde se serbează o zi de naștere, pentru că s-ar putea să aveți parte de o mare surpriză. După ce toată lumea cântă la mulți ani, veți fi încurajat să luați prima mușcătură din tortul aniversar. De îndată ce fața vă va fi suficient de aproape de tort, capul o să vă fie împins ușor în glazură, astfel încât o să vi se mânjească toată fața. Obiceiul este numit la mordida și în timp ce veți încerca să vă dezmeticiți, încercând să vă dați seama ce se întâmplă în jur, toată lumea chiuie, se bucură și strigă la mordida. Din Mexic ajungem în Cehia și aici avem parte de o tradiție unde femeile sunt biciuite de Paște. Și acesta este un ritual care are la bază religia. De sărbătoarea Paștelui, bărbații îmbrăcați în costume tradiționale și înarmați cu niște bice cu funde și flori numite pomlasca, și care aceștia au grijă să aplice lovituri peste fund și picioare fetelor și femeilor care trec pe stradă. Se spune că acesta este un semn de sănătate și frumusețe. În plus, femeile biciuite au datoria de a-i răsplăti pe bărbați cu ciocolată, alcool sau un ou. În alte părți ale Cehiei, ritualul biciuirii a fost înlocuit cu cel al stropirii cu apă. Din categoria mare ți-e grădina, Doamne, și încurcate sunt cărările tale, sunt nevoit să pun punct acestei ediții. Florentin Stase mă numesc eu, vă salut și vă dau întâlnire data viitoare.